Un accident rutier s-a produs în comuna Schitugolești, acolo unde o mașină a intrat într-un cap de pod. La locul accidentului au intervenit pompierii cu auto specială de intervenție, însoțiți de un echipaj al serviciului de ambulanță județean și mai multe echipaje ale poliției. În urma impactului a rezultat rănirea șoferului în vârstă de 64 de ani. Femeia a suferit răn la nivelul capului. I s-au acordat îngrijiri medicale la fața locului și a fost transportată la spital. Pompierii au asigurat măsurile specifice de prevenire și stingere ale incendiilor la fața locului. Detașamentul de pompieri Câmpulung a fost solicitat să intervină la un accident rutier produs pe raza comunistii Golești. După sosirea la, faț la fața incidentului s-au asigurat măsuri specifice. Traficul a fost blocat o bună perioadă de timp, formându-se cos pe o distanță considerabilă. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal și urmează să stabilească cauzele producerii accidentului.